e pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai grea. Sărut mâna tatăl meu. Tot sper să vin înapoi, dar știu că nu vin. Sărut mâna tatăl meu, rămas bun fetița mea. Nu poate încă să-și ia rămas bun. Nu poate încă să plece de la mormântul părintelui învins de moarte. Pentru că ea însăși se simte o cruce. O cruce care își urlă durerea și ea în pământ, în tăcere. Simt că nu mai rezist. Și acum aștept să vină. Dar nu va mai veni decât în vis. Ea zis fratele meu mai mic, o să vină înapoi și imediat și după aia au zis o să fie dor de voi. Și așa a fost, că nu o să ne fie dor de el. Fiica Marcela e distrusă de durere, palidă, plăpândă, își duce și ia crucea. Doar o umbră a mai rămas din ea. Iar hainele de doliu zugrăvesc și mai bine tabloul vieții ei. Unul negru, în care fata își poartă poverile demn. Are 4 frați, pentru care acum ea a devenit și mamă și tată. E doar o copilă care crește alți copii. Durerea care i-a inundat sufletul acum în prag de Paște a transformat-o într-o stană a suferinței. Încă nu realizez că a murit. Tot sper să vin înapoi, dar știu că nu se va întoarce. Nu mai are nici lacrimi, nu mai are nici putere. Abia respiră, se sprijină de mormântul tatălui, de parcă tot el o ajută din lumea celor drepți. Mi s-a făcut rău, a căzut jos de bicicletă, a spus groaznic. Lângă mormântul tatălui, stins prea devreme, Marcela se simte răstignită. El era singurul sprijin, era stejarul ei, eroul ei. Era tot pentru mine, înțelegeam enorm. Puteam să vorbesc orice cu tatăl meu. Am vrut să mă duc să-l trezesc, dar știam că nu se mai trezește. Și nici acum nu-i vine să creadă că tatăl ei nu se va mai trezi niciodată. Că tatăl lor nu le va mai zâmbi din pragul ușii înainte să plece la muncă, să le pună lor ceva pe masă. Atunci s-a tăiat cerul. Ai simțit când ai auzit vestea asta cumplită? Că tot s-a dus. Acum când nu mai este el, o să fim singuri. Doar inima Marcelei știe prin ce minune reușește să ducă atâtea poveri, moartea ocrotitorului ei, dar și abandonul necruțător al mamei fugite în lume. Sunt prea cu mama voastră, de ce v-a părăsit? Nu știu de ce ne-a părăsit. Timp de 5 ani de zile n-am mai dat nimeni de ea. De mama ta ce știi? Ce mai știi de fapt? Nimic. Știu doar că s-a plecat, că s-a măritat. Și care un copil. Cel mai mult a suferit însă Marcela. Am plâns foarte mult, m-am simțit dezamăgit, te-am dat la o parte, nu știu, m-am simțit singură, aveam nevoie de ea. Pe lângă tot amarul, sora cea mare mai are o misiune extrem de apăsătoare. Trebuie să-și asume rolul de călăuzitor al familiei rămase. Călăuzitor al celor 3 frați care au nevoie de ea. Chiar dacă o să fie greu, vreau să fiu alături de ei. Pentru că sunt frații mei, că tatăl meu ar fi mândru ca noi să fim uniți și să fim o familie. Însă e atât de greu pentru o mână de om și un infinit de suferință. Marcela s-a transformat în mamă și tată pentru ceilalți frați. Chiar din cea mai neagră zi, cea în care a aflat vestea care a distrus-o. A murit și a venit un domn polițist la noi și ne-a zis că să-i dăm buletinul tatălui nostru, a fost un șoc pentru noi să auzim asta așa imediat. Și pe aia l-am văzut jos, cum l-au adus. Vestea i-a făcut țăndăr inima, i-a înghețat clipe în șir și sufletul și mintea. Pare cel mai grav, cel mai sadic coșmar, orice, până la tata, singurul om care o a ajutat să meargă mai departe. Eram tot timpul obișnuiți cu el în casă și deodată s-a auzit că a murit. Ne spunea să fim puternici, să avem grijă unul de celălalt, la 20 de ani, nu știu. N-am puterea necesară. Și totuși nu vrea să se dea bătută. Nu are voie. Așa că încearcă să-și ia puterea de unde poate. Parcă mai prinde puțin curaj, puțină energie atunci când strânge la piept șapca tatălui. Cu asta am muncit până în ultima clipă aproape. Mă șută și ziceam că e de la Marcela și tata întotdeauna. Mai are însă ceva sfânt. O ultimă poză cu tata. E averea ei. Aici era foarte cald afară și tatăl meu era un pic mai vesel și
Am zis să facem o poză. Am zis să avem o amintire și nu știam că asta o să fie ultima noastră amintire. Mis pașii mici și rare porniți spre gară, peronul despărțirii să-l refuze. Ce ți-a rămas de la el? Educația, am învățat să fiu om, am furs, să nu beau, să nu mint, să lupt până la capăt, așa cum a făcut el, cu puțin, a luptat. Marcela își dorea să devină medic, să salveze vieți, oameni și vise. Când a aflat însă că îngerii mor uneori, toate s-au prăbușit în jurul ei. Nici nu simte că mai trăiește, că e vie, inima ei e lângă el, tatăl său. Îl iubesc și mi-e dor de el. Mi se dor tatăl meu foarte mult și aș vrea să-l văd. Ce soartă, ce pedeapsă mai crudă poate îndura o biată copilă. Are 20 de ani, dar inima i-a fost atât de încercată. Oare cât poate să mai ducă și umerii ei? Oare câtă suferință poate să cuprindă o inimă? Știe că tata Mihalache e acum o stea și îi cere să o lumineze. De acolo, din înalt, pe lumea asta atât de dură, atât de rea. Eram foarte ajutat așa, mai ales după ce a plecat maică mea. El a fost singurul nostru sprijin. Singurul care a avut grijă de ei și care se pregătea să le facă o surpriză de sărbători. Să schimbe măcar ceva în căsuța veche, să văruiască, să miroase măcar a proaspăt, dacă nu a cozonacii care ar fi fost un lux. Acum, în bordeiul modest, miroase doar a tămâie, a mir și a durere. A plecat să ia var pentru a face cura de Paști în casă. Dar nu s-a mai întors. Tata Mihalache s-a stins la 58 de ani, chiar înainte de săptămâna patimilor. Candela care arde fără încetare, poza tatălui cu urma de doliu, îi sfărâmă sufletul fetei. Îl cheamă, îl strigă mereu în gând, dar în zadar. Aș fi vrut să dau timpul înapoi. L-aș fi trăs la spital și nu l-aș fi trimis să duc seavar, nu-și preferam să fie mai rău decât lui. Atât de mult și-a iubit fiica tatăl. Marcela și cei trei frați de toată isprava au păstrat un cult al familiei de la tata Mihalache. El i-a ocrotit cât a putut mai bine aici, cât s-a aflat pe pământ. Pe toți patru i-a învățat lecția iubirii, a cinstei, a dăruirii, chiar și atunci când sărăcia și-a arătat cei mai fioroși colți. Niciodată nu ceream, pentru că preferam să-i dea fraților mei decât sunt de mii. Este bine să nu ceri. Este bine să muncești. Chiar dacă în căsuța din satul Nicopole din Galați era frig între pereții goi și aveau prea puțin pe masă, în casă se simțea viața, căldura, iubirea. Tata Mihalache avea grijă să nu le lipsească strictul necesar puiilor lui. Când era în viață, mereu ne spunea să avem grijă unul de altul, că lumea era, că să nu avem încredere în nimeni. Pur și simplu, să ne iubim. Acum toate grijile, tot butoiul de amar, s-au vărsat pe inima Marcelei. Ea trebuie să îndrume pașii fraților. Cum o să vă descurcați cu bănuții și mâncarea? Nu știu. Vedem, o să vedem. Nu prea aveam bani la pachet și tăteam de la ora 11 până la 9 sau 8 jumătate seara până la școală și nu mâncam. Tatăl muncea neîncetat, chiar dacă uneori problemele de sănătate îi făceau necazuri. Nu voia să se plângă, nu voia să-și sperie copiii. Se făcea totul să fie bine pentru noi. Și când a plecat mama, n-a vrut să ne despărțim, deși muncea, erau zile în care muncea și 400 de lei, 40 de lei. Și cu aia se descurca. Și acum la fel, cu varul luase alocația și aștepta să luăm noi banii de liceu ca să știi dacă ia var, ca să dea cu var, să fie în casă frumos, măcar de Paște. Dacă avea, nu știu, dureri sau ceva, se stăpânea și nu zicea. Tatăl nostru era un om glumeț, niciodată nu se plângea. Era bucuros că avem fiecare, să facem fiecare 12 clase. Primeai sfaturi de la tatăl tău? O să-mi zici și mie? Să fiu un bun. Dar ce înseamnă să fii om bun? Să ajuți. El v-a învățat să fiți așa tari, bărbați, să nu plângeți? Da, ne-a zis. Ce v-a zis? Că înainte, dacă o să plece, dacă se întâmplă ceva cu el, să nu plângem, să fim puternici. Marcela e o umbră acum și o umbră a rămas și visul ei. Începuse o școală de asistente, însă nu poate să-și ducă la capăt studiile. Pe primul loc e familia. Asta o știe de la tata. Și chiar dacă știu că viața e uneori nedreaptă, toți încearcă să lupte pentru viitorul lor.